Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar tu ce ne zici despre tine că ești? Iubiți credincioși, iată-ne în a doua zi de prăznuire a învierii, o zi în care Sfinții Părinți ne propun o temă foarte interesantă, și anume, de unde ne așteptam noi să găsească o pericopă pe care să o propună vis-a-vis de învierea Domnului sau de propovăduire, oricum, din viața Mântuitorului, astăzi ne întâlnim cu ceea ce ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, cu Sfântul Ioan Botezătorul. Și anume spune Sfântul Ioan Evanghelistul că într-una din zile fariseii și cărturarii au trimis la Ioan să vadă cine este. Și s-au dus la el și au spus: am venit să te întrebăm dacă ești tu Hristosul. Și a spus: nu sunt. Atunci ești prorocul? Nu. Ești Ilie? Nu. Atunci de ce botezi? Și Sfântul Ioan le-a spus: eu botez cu apă, dar cel ce vine după mine, care este mai înainte de mine și căruia nu sunt vrednic să-i deschid, să-i desfac, să-i dezleg cureaua încălțămintelor, acela vă va boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Iubiți credincioși, este foarte importantă această aducere aminte despre destinul unui om tocmai în ziua de astăzi, de Paști, pentru că trebuie să ne întrebăm de ce sunt doi termeni, cel puțin, vis-a-vis de sărbătoare. Unii zic învierea Domnului, alții spun Paște. Nu intrăm în filologie prea tare să zicem de ce este Paște, nu e Paște și așa mai departe. Important este că sunt doi termeni. Important este că fariseii credeau despre Ioan ceva și când au aflat că nu este, l-au întrebat de ce face faptele celor cu care îl identificaseră ei. Nu este vorba nici de Ioan, nici de Mântuitorul, ci de nimeni. E vorba de noi. Înviem sau sărbăm Paștele? Sunt două lucruri diferite, într-un fel. Dar ele se întâlnesc în noi. Învierea Domnului este praznicul zilei și anume vorbește despre învierea Mântuitorului. Dar Paște, în filologie, vine de la cuvântul Pascha, care în ebraică înseamnă trecere. Trecere de la o stare la alta, după cum ați auzit și în cântările Prohodului, ne-a trecut pe noi de la moarte la viață. Această trecere vorbește despre învierea noastră. Nu putem să vorbim despre învierea Mântuitorului fără să vorbim despre efectele pe care această înviere le-a avut asupra noastră. Și anume, niciodată Biserica nu propune un model la care să ne uităm și atât. Nu, un model pe care să-l urmăm. Dacă Mântuitorul a înviat, n-a înviat pentru el că n-avea nevoie pentru el. A înviat pentru noi, să ne arate că ori de câte ori vrem să facem un pas înainte, trebuie să facem o trecere, adică un paște. De la o parte a alta a drumului, de la o parte a alta a pregătirii, de la o parte la alta a etapelor de viață
Și trebuie să vă mărturisesc că am fost prost educați, crezând noi că odată cu școala se încetează perioada noastră de a învăța sau odată cu pensionarea încetează perioada noastră de a munci. Și atunci când ne întâlnim cu aceste etape în viață, bineînțeles că intrăm în panică. Nu, trebuie să învățăm ce înseamnă învierea și ce înseamnă mai ales trecerea. Se spune că odată doi frați s-au certat cumplit. Tragedia cea mare era că erau vecini și unul dintre ei, probabil mai supărat decât celălalt, a zis: acestea voi face. Voi chema pe un mare maestru care să ridice aici un zid, dacă va fi nevoie și de 10 metri, numai să nu-l mai văd pe ăsta. Bineînțeles că l-a angajat pe cel mai priceput meșter și a zis: uite, nene, granița este râul acesta între cele două moșii. Eu, decât să-l văd pe ăsta, adică pe fratele meu, renunț la jumătatea mea de râu și în partea asta, adică pe proprietatea mea, îmi ridici un gard așa pe toată zona, numai ca să nu mai văd. Cât timp îți ia? Zice: eu cred că în 3 zile termin. Dom'le, gândește bine, eu îți dau materiale, tot. Ce trebuie? Lemn, nu? Dom'le, mie să mi-l faci, dă-mi piatră. Piatră atunci. Zi și făcut, zice: dom'le, dar nu vii decât la sfârșit, ca să nu mă baz la cap. Dacă nu e bine, îl dărâmăm și fac altul. Dar nu vreau să vin fiecare zi să îmi zici ce e bine și ce nu e bine. S-a apucat omul de treabă. În momentul în care au trecut cele 3 zile, curiosul s-a dus să vadă ce ispravă i-a făcut meșterul, ca să știe dacă îl încadrează în categoria de meșter sau de dorel. Și i-a fost foarte surprins să vadă că nu era nimic din ceea ce vroia el să vadă. Omul acesta, în loc să facă un zid, a făcut un pod peste râu. Și a zis: bine, omule, dar ce ți-am zis? Zice: păi eu n-am venit să despart oamenii, am venit să fac punți de trecere între ei. Și bineînțeles că a prins și supăratul nostru ideea și s-a dus la frate și l-a îmbrățișat. Noi, de cele mai multe ori, atunci când avem o graniță de trecut, în loc să o trecem, înălțăm un gard și mai mare. Când suntem la școală, să spunem, într-o anumită etapă, de exemplu din clasa 8-a la liceu, cu copiii noștri, în loc să facem o punte de legătură, îi spunem așa: băi, fii atent aici că numai Mircea e de tine. Asta înseamnă ce? Un gard. 10 metri puțin. Săracul bietul copil deja a intrat în pământ, nu mai poate. Și dacă intră în pământ, cei 10 metri se fac și mai mari și mai înalți. În loc să avem un dialog, în loc să trecem puntea la el în ogradă, să vedem: mă, tată, știi că eu nu te-am controlat la matematică, cum stăm, una, alta, hai să vedem la ce liceu putem să ajungem. Și până la urmă, eu cred că poate să ajungă un copil la un liceu foarte bun, cu o singură condiție: să nu îi creăm mai multe obstacole decât să-l ajutăm. Mergem mai departe, trecem la etapa cealaltă, că acum am scăpat de treapta întâi și treapta a doua, s-au unit, nu mai e problemă, trecem direct de la liceu la facultate. Nici nu întrebăm pe copil ce vrea să facă și bineînțeles că frustratul din noi zice: te faci ce n-am putut eu să mă fac. O să nu credeți că eu vorbesc acum din cărți. Unchiul meu, la care țin foarte tare, Dumnezeu să-l odihnească, când m-a văzut că mă duc la școală și merge binișor la teologie, a zis: Măriucă, așa îmi zicea, fii atent aici, că tu trebuie să te faci episcop. Aoleu, zic, măi, tată, da mie sarcină. Nu că eu am fost prost, că nu m-am făcut episcop. Zic, da, dar nu vreau să fiu mai deștept ca a ta. Hai, bine, lasă-mă pace. Și de atunci am început o discuție și am spus că nu pot să o iau pe drumul acela, pentru că opțiunea mea este alta. Este viața de familie și ce pot să fac, fac, ce nu pot să fac, nu fac. S-a supărat pe mine mulți ani. Nădăjduiesc să nu fi murit supărat pe mine. Eu mă rog la Dumnezeu să nu fie așa. Dar ce vreau să vă spun este că
Dacă nu suntem atenți cu cel de lângă noi, în loc să așezăm un pod, nu facem altceva decât să ridicăm ziduri. Astăzi, când fariseii s-au apropiat de Ioan Botezătorul, au dovedit faptul că, pe de-o parte, îi apreciau foarte mult ceea ce făcea. Și s-au dus, măi, dar ăsta face niște lucruri. Ia să-l întrebăm noi despre ce este vorba. O fi Hristosul, o fi prorocul, o fi Ilie. Vedeți că știa lumea că Ilie n-a murit și trebuie să apară pe pământ. Și vreau să se apropie, dar în momentul în care au aflat că nu e nici unul, nici altul, ce au făcut? I-au construit gardul. A zis, băi tată, fii atent aici, dacă nu ești nici prorocul, nici Ilie, nici Hristosul, nu mai faci ceea ce ai făcut până acum. Păi de ce? Că nu-ți dăm noi voie. Și atunci a trebuit Sfântul Ioan Botezătorul să arunce o punte peste cele două maluri. Să-i spună, ce, dar eu nu fac ceea ce credeți voi că fac. Eu decât vă prezint un simbol să treceți voi mai departe, ca atunci când vine cel care face ceea ce așteptați voi să facă și ceea ce credeți că fac eu, să prindeți mai bine. Adică eu botez cu apă și vine cel care botează cu Duh Sfânt și cu foc. Iubiți credincioși, acest lucru l-au aflat fariseii după ce l-au întrebat foarte franc. Atunci cine zici tu despre tine că ești? Ei, noi, revenim la ale noastre, noi cu copilul nostru. După ce îi zicem ce facem, dacă avem parte de un copil de dialog, nu de un copil care să ne înjure cu capul în jos și noi să credem că e cu minte, un copil de dialog zice, mă tată, dar cine te crezi? Asta este traducerea a zim cine ești tu. Dar tu cine zici? Păi, tată, cine te crezi? Păi, cum adică? Păi, tu trăiești în locul meu? Tu ești decât o prefigurare a ceea ce aștepți de la mine. Uite care e treaba, m-ai botezat cu apa, adică toate generațiile, să știți că sunt proiectate de la Dumnezeu să depășească pe cei care i-au învățat, pe cei care i-au născut, pentru că adevăratul maestru este cel care este întrecut de ucenic. Altfel nu s-ar numi maestru. Într-o discuție purtată ieri în familia mea, apreciam pe fratele Noica, Constantin, că a avut doi ucenici din cei mulți care au rămas, care într-adevăr sunt mai buni decât el. Fratele Gabriel și fratele Andrei. Bineînțeles că el i-a șlefuit, el le-a așezat punți, nu a ridicat garduri între el și ei. Deci ăsta este rolul nostru, să facem pe copiii noștri mai buni decât pe noi. Dar acum haideți să vedem despre ce e vorba. Noi suntem o generație, copiii noștri sunt altă generație. Din păcate însă, toată viața noastră ne consumăm energia cu partea orizontală, nu cu verticala. Orizontală înseamnă cei de lângă noi, din aceeași generație. Se spune că odată a venit o femeie la un duhovnic și a zis, părinte, scapă-mă, zice, am un soț tembel. Eu vă zic așa cum am citit, ce spune. Asta este. Păi de ce? Păi uite că ar putea să fie mai bun. E deprins și cu băutura, zice, e rău, da. Și la care duhovnicul i-a zis foarte, zice, măi femeie, știi cât de frumos ai putea să trăiești? Zice, și de ce nu o fac? Pentru că nu vrei. Păi cum nu vreau? Zice, dacă vei înceta să mai dorești ca soțul tău să fie mai bun decât tine, atunci vei trăi tu foarte frumos. Introducem o anumită competiție falsă între noi și cel de lângă noi și aruncăm pe el toată sarcina și de ce? Din afară se vede că vrei să-l faci mai bun decât pe tine. Mă, nene, eu dacă recunoști că sunt mai bun, păi bineînțeles că femeia recunoștea că e mai bună decât soțul, care era tembel, care era bețiv și mai departe. Trebuie să fim foarte atenți cum facem puntea între noi și cel de lângă noi.
Dacă am ridicat neputința lui la rang de zid sau de gard, cu siguranță că s-a terminat orice cale de dialog. Trebuie să fim atenți că astăzi, în a doua zi de Paști, Mântuitorul ne predă o lecție fantastică. Unde și cine suntem noi? Unde ne aflăm și cine suntem noi? Și nu întreabă pe vecini, nu. Te întreabă pe tine. Mă, tu cine zici că ești? Ești prorocul? Nu. Bă, ești tată? Da. Bun, ești tată. Da, ești un tată bun? Cred că da. Păi să vedem dacă ești. Păi ce s-ar putea să l-ai obliga vreodată pe copilul tău să facă ceea ce nu l-ai întrebat că vrea să facă? Păi zice, nu l-am întrebat. Păi atunci, de ce faci ceea ce faci? Adică exact cum l-au întrebat farisei, zice, dar de ce botezi dacă nu ești prorocul, dacă nu ești Hristosul? Ei, cine suntem noi, fraților? Vă spuneam ieri despre năzdrăvăniile astea, a căror formă eu le văd foarte bine vis-a-vis de Facebook, de una, de altă, dialogul acesta, și vă spuneam că nu trebuie să ne temem. Și acum vă spun același lucru. Dar Dumnezeu mi-a dat aseară să înțeleg mai în subtil care este realitatea acestei porniri în eter a unui destin. Și anume, fără să mă prevalez de vreo falsă modestie, vă zic franc, lumea a auzit de Părintele Marius din Constanța. Și toată lumea, foarte multe mesaje și mai ales comentarii de bine. Mă mângâie, le păstrez așa, dar eu cercetez să văd când încep să apară alea de rău. Pentru că dacă nu apar cele de rău, înseamnă că, apropo de numele meu, se leagă numai oameni care m-au cunoscut numai în partea bună. Și tot cercetând eu așa, am dat de o fotografie în care eram eu într-o atitudine de binecuvântare, chiar de alaltă, de la slujbă, în noaptea de Paști, și toată lumea zicea ceva frumos. Al 17-lea comentariu era de la cineva, zice, am rezerve pentru părinte. Opa, gata, atunci am zis, Doamne, ce bun ești cu mine, hai să vedem. Acum, dacă te laudă lumea, e mai greu să mai șlefuiești ceva ca să fii și mai bun. Dar zic, acum să vedem despre ce e vorba. Am rezerve, zice, despre Părintele Marius, pentru că l-am inventat la o sfeștanie și mi-a zis că vine și n-a venit. Și a trebuit să chem pe alt preot și eu de Părintele Marius să nu mai aud. Atât. Păi credeți că am mai închis ochii? În primul rând am văzut o semnătură acolo. M-am dus la telefon să văd dacă l-am în memorie. Am 10.600 de numere în telefon cu memoria. M-am dus, nu era. Mă zic săracul de el. Ori cumva mi-o fi zis pe cale că mă așteaptă la vreo sfeștanie. Ori avea de așteptat el să-i spun când să ne vedem. Ori nu mi-a fi dat adresa, bă, ceva s-a întâmplat. Dar nu era spre mângâierea mea, eu chiar am luat-o în serios. Am luat-o în serios pentru că mi s-a mai întâmplat, de exemplu, acum 20 de ani, când am înmormântat o vecină de-a noastră, de aici cu biserica, și am aflat că, de fapt, vecina murise de supărare, pentru că cu 3 săptămâni înainte îi murise ginerele. Ginerele, bineînțeles, că stătea în aceeași curte cu ea. Și să știți că din acel moment n-am mai dormit. Am zis, cine l-a mormântat? Pe ginere. Nu eram supărat că, Doamne ferește, mi-a încălcat teritoriul. Doamne, dacă asta ar fi, înseamnă că eu aș fi cel mai nemernic om care încalc toate teritoriile. Nu asta era problema. Problema era la mine. De ce nu am fost eu în stare să deschid oamenilor acestora posibilitatea să mă cheme pe mine? Și m-am gândit până la 40 de zile când m-am mai întâlnit cu toți în plen ce s-a întâmplat. Și am început să-mi caut. Da, nemernicul de mine, cine știe, n-am fost atent, ocultare. Eram vremea în care eram singur aici, nu am fost plecat niciodată în concediu, tot timpul eram aici.
Și m-am frământat de ce n-am fost în stare să îi țin pe oamenii aceștia. Și la parasajul de 40 de zile, mă mânca limba să-i spun, dar zic, Doamne, poate îmi spui Tu. Așa, și zic, da, ginerele, cum a fost? Cum? Zice, da, păi, de ce a murit? Mă rog, am intrat eu așa puțin în niște detalii și ce credeți că am aflat? Că ginerele era musulman. Și venise fratele Hoge, l-a luat cu sicriul acela verde, cu taxiul verde și l-a dus. Ei, atunci am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru răspuns. Nu m-am umplut acum de mândrie că vezi, Doamne, nu, dar vreau să vă spun că azi noapte mi-am adus aminte de acest subiect de acum 20 de ani, pentru că n-am putut să dorm nici spre dimineață, să știți că nici nu voi dormi până când nu iau legătura cu omul acesta. Nu pentru imaginea mea, Doamne ferește, să nu credeți asta, ci pentru răspunsul la întrebarea față de Dumnezeu, cine te crezi, mă, Tu că ești? Nu mă deranjează că află lumea despre mine lucruri mai puțin frumoase decât altădată. Aș vrea chiar să mi se scrie lucruri foarte dure. Bine, o să mai scrie lumea, că nu e așa, nu e timpul trecut. Dar mă interesează foarte tare, dacă pot să schimb ceva, de ce să nu o fac? Bineînțeles că acum nu o să mă insinuez în casa omului brei, am venit să-mi repar greșeala când zici mata. Nu, nu, nu. Dar aș vrea să-i dau posibilitatea omului, măcar să-mi dea o palmă. M-aș simți mult mai bine. Și nici măcar n-aș vrea să scrie după aia de bine de mine. Nu, că dreptul la replică nu există. În momentul în care ai aruncat ceva, s-a încheiat. Știți pe cea care a venit la duhovnic și a zis că are un singur păcat. Mai ia așa în tărbacă pe lume și vorbește vrute și nevrute despre unul și despre alții. Și a zis, bine, atunci pentru postul ăsta te duci, iei o găină de la piață și până acasă începi să smulgi niște pene din ea. Aoleu, săraca femeie, a crezut ce părintele se îmbătrânește și ai de capul lui. Da, canonul era canon. Până la Paște trebuia să se întoarcă să zică că a rezolvat problema. Și zice, ai rezolvat? Da, părinte, mi-a făcut și eu canon, așa mai râzând. Zice, păi da, dar asta a fost jumătate. Păi de ce? Jumătatea aia care e? Zice, acu te duci și adun penele. Păi zice, de unde? Că a bătut vântul. E, cam așa e și cu vorbele matale. După ce le arunci, crezi că le mai poți aduna? Asta apropo de dreptul la replică. Nu asta aștept eu. Eu aștept să mă împac cu mine, să văd, poate că este mult mai grav decât am crezut eu ceea ce s-a întâmplat în relația omului acestuia supărat pe mine. Aș vrea să mă împac nu de ochii lumii, și acum vă spun și un lucru de spovedanie, aș vrea să mă împac în primul rând cu mine. Nu sunt un perfecționist, după cum bine știți, nici măcar profesional la școală, de exemplu, nu-mi place să se cânte perfect. Perfecțiunea este dușmanul omenirii. Omul nu e făcut să fie perfect decât perfectibil, să caute să fie perfect, dar nu să fie perfect, pentru că mi-aduc aminte de jurnalul filozofic al fratele Constantin, că tot v-am dat acum despre el, Constantin Noica, în 1943 a scris un jurnal filozofic și era o echipă de basket ultra-profesionistă care deja nu mai făcea decât spectacol, Harlem Globetrotter. Și zice, au jucat cu ai noștri. Zice, ai noștri se mișcau de colo-colo, dar ce se întâmplă? Lua mingea unul de la Harlem, în 5 mutări era sub coș, 1-0. După aia ai noștri o pierdeau, în câteva secunde o recuperau ai lor, în 5 pași erau sub coș, 2-0. Zice, bineînțeles că la 10-0 am plecat acasă. Perfecțiunea asta m-a scos din sărite. E, cam așa este, nu după perfecțiune umblu eu. Eu umblu să mă repar pe mine. Nu vreau să apar în fața dumneavoastră ceva și la un moment dat să mă întrebe cineva, bă, tu ești ăsta? Păi, cu fiicul, bă, dacă nu ești ăsta, de ce faci ceea ce faci? În momentul în care eu, personal, aș avea cea mai vagă îndoială asupra vreunei slujbe, eu nu voi mai putea fi în fața dumneavoastră.
Dacă nu aș crede, cum am zis și altă dată, în înviere, eu nu aș săvârși niciodată slujba înmormântării. Dacă nu aș crede în Sfânta Liturghie, eu nu aș călca nici măcar la un kilometru de biserică. Vreau să știți că această spovedanie pe care o fac este încercarea mea de a mă repara în fața dumneavoastră. Aș vrea să fiți foarte sinceri și să vă asemănați fariseilor și cărturarilor. Acum, îmi pare rău că acești termeni în timp s-au depreciat, dar fariseu și cărturar, ca să vă explic mai bine, însemnau cum era pe vremea noastră, când nu trăiam așa într-o democrație, un demnitar, despre care nu se știa cum se știe acum și nu era luat în tărbacă, cum zice românul, și noi credeam despre acela că este... așa erau fariseii. Dom'le, cum ziceai înainte, un profesor. Acum, îmi pare rău, pot să vă vorbesc despre profesor că sunt în tagmă. Nu mai pot să mai numesc un profesor care ia 1,75 la un examen ca să mai predea anul următor. Cam așa s-a întâmplat cu fariseii. Între timp, noțiunea s-a depreciat. Dar eu aș vrea ca dumneavoastră să fiți noțiunea aia de întâi, de cărturari și de farisei, care din când în când să mă întrebați, cine crezi, matale, că ești? Păi, cu tare, uite, hai că spun eu cine ești. Te întreb așa, ai avut grijă de toată lumea? Dom'le, am avut grijă de cei pe care am putut să îi îngrijesc. E, păi atunci ai grijă să nu cumva să creadă cineva că poți să ai grijă de toți. Și de asta din când în când vă spun limitele omenești pe care le am, ca nu cumva cineva să creadă că eu pot tot. Nu. Eu nu mi-am propus măcar să pot tot. Eu sunt, chiar vă spun, să mă înțelegeți foarte bine și v-am spus și de mai multe ori, dar îmi place să repet lucrul acesta. Sunt băiețelul acela după malul oceanului care în momentul de eșuare a milioane de steluțe de mare arunca așa câte una în apă și l-a făcut pe un biet tataie să-i fie milă de el și să-l bată pe umăr. Măi, copilașule, măi, dar sunt aici milioane, măi, cât o să poți să faci? Zice, dar știu, nu pot să fac decât câteva să le arunc în apă, dar pentru cele pe care le-am aruncat în apă am făcut totul. Acum vă imaginează că numai în telefonul meu sunt 10.600 de nume. Nu pot să fac mai mult, dar mă străduiesc ca ceea ce fac să fac bine. Nu vă amăgiți crezând că o să pot rezolva toată plaja oceanului. Nici măcar eu, în nebunia mea, nu m-am gândit că pot să fac acest lucru. De aceea, această zi importantă din viața mea, zi a învierii Domnului, vă propun și dumneavoastră să vă întrebați, măcar astăzi, de mâine încolo puteți să uitați, eu nu o să uit că e problema mea, să vă întrebați până în seară, cine cred oamenii că sunt eu, cine sunt eu de fapt și mai ales cine știe Dumnezeu că sunt eu. Pentru că aceasta este provocarea zilei. Într-adevăr, nici oamenii și poate că nici noi nu știm despre noi prea multe, dar Dumnezeu știe întotdeauna cine suntem. De aceea, dacă vrem să înviem, trebuie să facem Paștele, adică podul acela peste orice necaz, peste orice etapă din viața noastră, peste orice relație cu copilul nostru, cu fratele nostru, cu tatăl nostru. Podul acela, să știți că înseamnă Paște. Și după ce îl treci, înviezi. Învierea este după Paște. Să ne dea Dumnezeu să înțelegem și să se bucure Dumnezeu, să constate că măcar ne străduim să aflăm cine suntem. Așa să ne ajute Dumnezeu. Hristos a înviat! Amen.